La sfârșitul lunii octombrie, Casa Județeană de Pensii a finalizat procesul de recalculare a pensiilor din Maramureș pe baza legii 221 din 2018. Acesta a început în urmă cu un an. Au fost emise de Casa Județeană de Pensii Maramureș 5.456 de decizii și au fost puse în plată 5.432. Diferența care mai există pentru punere în plată, se vor primi aceste sume în cursul lunii noiembrie și decembrie. Sunt puține dosare care... 23. Da, care... sunt în curs de plată. Legea 221 din 2018 s-a aplicat persoanelor care au lucrat în subteran, la extracție minereurilor și s-au pensionat începând cu 1 februarie 1990, persoanelor care au lucrat în cariere și la instalații de preparare a minereurilor și s-au pensionat între 1 februarie 1990 și 1 aprilie 2001 și celor care au lucrat la Cuprom, Romplum și CFR și s-au pensionat în baza legii 226 din 2006. De asemenea, datorită legii 221 au fost recalculate pensiile persoanelor cu handicap ce au lucrat în grupele a întâia și a doua de muncă și a celor care și-au desfășurat activitatea ca personal artistic și s-au înscris la pensie după 1 ianuarie 2011.